Tocmai pentru că viața este așa de scurtă, ar trebui să fim foarte atenți ce facem cu ea și mai ales care sunt prioritățile pe care le vom adopta în viață. Cei mai mulți dintre noi ne purtăm ca niște risipitori, uitând de privilegiul pe care ni-l dă Dumnezeu să trăim. Faptul că în seara asta suntem în casa lui Dumnezeu este un mare privilegiu pe care ni-l dă Dumnezeu și nădăjduim că sub inspirația Duhului Sfânt și cercetarea Duhului Sfânt vom face alegeri cu rost, care să marcheze dramatic existența noastră sub soare. Unul din lucrurile care ar trebui să ne preocupe sau care ar conta în ceasul eternității este credința noastră. De altfel, Domnul Iisus Hristos chiar așa a lansat cumva întrebarea aceasta atunci când va veni El. Când va veni El, oare va găsi credință? Și de aceea, în seara aceasta, aș vrea să ne cercetăm fiecare și să ne evaluăm credința. Este extrem de important să știm ce avem în mână seara asta. Este o poveste incredibilă, o afirmație pe care a făcut-o mai întâi marele bărbat Shakespeare, dar și el s-a inspirat dintr-o altă realitate, și anume atunci când a început goana aceasta a căutării aurului în America. Oamenii nu cunoșteau totdeauna aurul adevărat și culegeau tot felul de metale prețioase care aveau culoarea strălucitoare a aurului. Le luau, apoi se duceau la cei ce puteau testa dacă este aur sau nu și rămâneau încremeniți în fața unei realități care se rostea acolo că sunt simple metale aurifere, dar nu este aurul acela curat. Așa s-a născut afirmația aceasta: aurul nebunilor, spunând, nu tot ce strălucește este aur. Nu tot ce strălucește este aur. În seara asta aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să încercăm să înțelegem că nu tot ce se numește credință este credință. Mai ales că tot ce avem, avem prin credință. Însă, înainte să facem afirmații de genul acesta, aș vrea să citim un cuvânt din Scriptură. Haideți să ne ridicăm să-l citim în epistola lui Iuda. Iată ce zice Duhul lui Dumnezeu în locul acesta din Biblie. Epistola lui Iuda, începând cu versetul 1. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocote stăpânirea și batjoconesc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocorește nu cunosc și să pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core, zice cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta și mă bucur tare mult să ajung la Sibiu și să fiu în biserica în care Dumnezeu v-a rânduit. Nădăjduiesc să aveți înțelepciunea și disponibilitatea să-L onorați pe Dumnezeu cu viețile dumneavoastră, cu slujirea dumneavoastră, așa încât Dumnezeu să fie făcut vizibil într-o lume și într-o cetate care se adâncește tot mai mult în întuneric. Frații de la Nepos, de unde noi venim sau de unde eu vin, vă salută cu dragă inimă. Salutul pe care îl avem din Scriptură și pe care vi-l aducem și dumneavoastră este în Deuteronom, capitolul 1 și versetul 11, care spune: Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă mărească de 1000 de ori pe atât și să vă binecuvinteze după cum a făgăduit. Amin. De asemenea, mă bucur să-l întâlnesc pe Niste. Ne-am întâlnit pe la Hațeg și ne reîntâlnim acum la Sibiu. Nădăjduim să dea Dumnezeu o slujire cu rost, cu profit duhovnicesc și Dumnezeu să fie înălțat prin slujirea care o vei face la Sibiu. Mă bucur să reîntâlnesc prietenii mei dragi, grupul Raze de Lumină. Deși ne cunoaștem de tare multă vreme, mereu și mereu ne simțim îmbărbătați să slujim împreună în cântare, rugăciune și cuvânt. Și nădăjduim că și seara aceasta să fie cu impact în viața adunării de aici, a orașului în care vremelnic trăiți. Mesajul pe care îl aducem în seara asta e despre credință. Un mesaj despre credință. De ce despre credință? De ce e valoroasă credința? Mai întâi, credința e valoroasă pentru că Domnul face afirmația aceasta prin Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, în Evrei 11:6, Dumnezeu spune: fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dacă cineva seara asta își propune să fie plăcut lui Dumnezeu, atunci va trebui să-și supună unui test credința, pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. De asemenea, Apostolul Pavel invită biserica din Corint, chiar așa: pe voi înși vă încercați, vă zice Apostolul Pavel, dacă sunteți în credință. Dumneavoastră sunteți? Dacă zicem da, va trebui să argumentăm afirmația aceasta. Dacă zicem nu, atunci ne poziționăm într-o poziție de disconfort pe toate palierele, pentru că n-am fi plăcuți lui Dumnezeu. Și dacă n-am fi plăcuți lui Dumnezeu, ne-am aflat sub asediul mâniei lui Dumnezeu. De aceea, seara asta, nu intenționăm să ne verificăm denominația din care venim. Deși vin din Biserica Baptistă, nu pe aceasta îmi clădesc temelia mântuirii mele. Mântuirea se capătă prin credință și de aceea tot ce avem, avem prin credință. De altfel, singurul lucru pe care diavolul poate face ca să fure ceea ce ne-a dat Dumnezeu este să ne strice credința, să o golească de sens, să dilueze credința, să ne ofere, așa cum observăm foarte mult astăzi, o credință la a merge și a veni la biserică. Nu, este incredibil ce se întâmplă astăzi. De aceea Iuda a avut grijă încă de pe vremea lui Iuda, s-a declanșat o campanie de stricare a credinței. Imaginați-vă că de atunci au trecut 2000 de ani și în 2000 de ani preocuparea aceasta a rămas permanentă pentru lumea întunericului. Să genereze adunări cu oameni, dar care n-au credința aceea care să aducă cerul în ei. De aceea găsim tot mai puțină putere în împotrivirea păcatului. Mi-aduc aminte despre o discuție pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o după ce a coborât de pe muntele Schimbării la față. Cât timp Domnul a stat pe muntele Schimbării la față cu Petru, Iacov și Ioan, la poalele muntelui, la ceilalți ucenici a venit un tată. Un tată care avea un băiat bolnav, domina de tot felul de duhuri, și au adus băiatul acesta la ucenicii Domnului Iisus Hristos. Ucenicii au făcut tot ce au știut să facă și tot ce au putut să facă, dar n-au putut vindeca copilul. Într-un târziu, Domnul Iisus Hristos se întoarce de pe muntele Schimbării la față, se întoarce și găsește ucenicii în starea aceasta de neputință.
Vindecă băiatul, tata și băiatul pleacă, ucenicii rămân și îl întreabă pe Domnul următoarea întrebare. Noi de ce n-am putut? De ce e atâta neputință în adunare? De ce n-avem puterea să-L reprezentăm într-un mod plenar pe Hristos? De ce e atâta lipsă de putere când să ne împotrivim păcatului? De ce? Pentru că singura metodă prin care ne putem împotrivi păcatului este tari în credință. Împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi de la voi. Dar ne-am pricopsit în poporul nostru, ca în multe alte națiuni, cu o credință a spectacolului, nu cu o credință a puterii. Am crescut la nivel artistic, dar ne-am dus în cap în plan spiritual. Am apreciat mai degrabă retorica decât spiritualitatea. Așa că biserica a devenit o entitate socială în loc să devină una spirituală. Și în felul acesta, biserica tot mai slabă. Reprezentarea în lume a împărăției lui Dumnezeu tot mai puțin vizibilă. De aceea nu mă voi opri vreodată să predic Evanghelia. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, eu mă duc și mă voi întoarce. Până mă voi întoarce, Marcel predică Evanghelia. Oricât de refractare o fi cei din audiență, oricât nu o să se poarte predicarea Evangheliei, continuă să predici. Că dacă Domnul Hristos vine în seara aceasta, El nu o să mă întrebe câte lucruri am făcut. El o să mă întrebe cât am făcut din ce mi-a zis El să fac. Și El ne-a spus să predicăm Evanghelia. Dumneavoastră, faceți asta în Sibiu. Când veți înceta să mai predicați Evanghelia, să mai faceți evangelizare, să mai faceți evenimente evangelistice, atunci vă autosabotați misiunea. Atunci rațiunea existenței bisericii sub soare încetează a mai fi. Și de aceea, dragii mei, propovăduim Evanghelia. Dintr-un alt raționament pentru care predicăm Evanghelia este acesta, că singura modalitate de a se naște în noi credința este cuvântul lui Dumnezeu. Adică ce zice Pavel în Romani 10:17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă ce auzim este stricat, dacă ce auzim este diluat, poveste, povestiri, întâmplări, de asta rămân șocat când pe internet găsești o mărturie și auzi o mărturie care îți va schimba viața, o mărturie la care vor plânge toți. Dragii mei, eu nu vreau să plângeți, eu vreau să ne plângem toți păcatul. Singura realitate înnoitoare este cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că credința vine în urma auzirii. Dacă informația care o primim este stricată, îi diluată, și credința pe care o avem este stricată, și viața apoi este la fel. Mă rog ca Dumnezeu să aducă un duc de sfințire în Sibiu și în adunarea dumneavoastră să vă fie drag de cuvânt. Și să nu mai încetați să vestiți Evanghelia, nădăjduind că se va naște în inima oamenilor credința prin auzirea cuvântului lui Hristos. Iuda zice, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credință. De ce? Că încă de pe atunci a depistat o tentație de a strica credința. O modalitate de a strica credința e să strici cuvântul prin care vine. Așa încât oamenii își găsesc mai degrabă plăcerea în tot felul de centre, unde criteriul de estimare a realității sunt simțurile. Nu știu dacă neapărat în Sibiu, dar noi ne mișcăm mai degrabă în zona Cluj. Și acolo sunt tot felul de centre religioase, centre spirituale, în care migrează în masă tineri din toate bisericile. Și oamenii se duc acolo și se duc sub impulsul acestei realități. Cum că îmi place mai mult închinarea acolo. Închinarea nu-i despre plăcere, dragii mei. Închinarea e despre moarte. Închinarea e despre renunțarea la noi înșine. Prietenii mei n-au cântat ca să-și etaleze calitățile artistice. Au cântat, dragii mei, lăudându-L pe Dumnezeu, înălțând numele Lui. În jertfă, dragii mei, nu jertfesc ce îmi place mie. Jertfa trebuie să-i placă celui căruia eu dau.
De aceea a umblat după mofturi de genul acesta sau a estima realitatea spirituală în termenii plăcerii este o reeditare a cărții Judecători. Zice Scriptura, pe vremea aceea nu era împărat în Israel, nu era autoritate. Pe vremea aceea, zice, realitatea se estima în ce le plăcea sau nu le plăcea. Fiecare făcea ce îi plăcea. Și în seara asta, pe vremea bunicilor mei, atunci când ei se întorceau de la adunare, de la biserică, știți ce se întrebau când ajungeau acasă? Cum v-ați bucurat? Nu știu dacă neapărat la Sibiu și nu știu dacă neapărat în generația dumneavoastră, dar în generația bunicilor mei, asta era o întrebare greu de analizat gramatical, în sensul că nu te poți bucura rău. Dar sensul întrebării era acesta, v-ați bucurat mult, puțin, foarte mult? Ce se întreabă generația copiilor mei? Abel e al treilea dintre copiii mei. Ce se întreabă generația copiilor mei? Ți-a plăcut? Asta e întrebarea. Ți-a plăcut? Dar ce, crezi că dacă nu ți-a plăcut, n-a fost bine? Dacă eu aș fi un creștin firesc și aș veni la adunarea dumneavoastră și aici s-ar predica despre neprihănire, cum i-a predicat Pavel lui Felix, i-a predicat despre neprihănire, despre înfrânarea poftelor. Știi ce a zis Felix? Du-te că te ascult altă dată. Nu-mi place tipul de mesaj. Pare așa premedieval coborât din copac. Cum să predici astăzi despre cinste, despre corectitudine? Nu, noi vrem o credință de duminica. Credința e de toată ziua, dragii mei. Credința e de toată ziua și de aceea am vrea să ne verificăm credința. S-au strecurat printre voi, zice apostolul Iuda, zice, s-au strecurat printre voi oameni care au preocuparea aceasta să strice credința. Și cum strică credința? Nu o anulează, nu modiluează, o mutilează, o transformă în fel și chip. Credința capătă forme ciudate, credința capătă motivații ciudate. Discutam cu pastorul dumneavoastră până să începem că Evanghelia Prosperității, de pildă, a mutilat credința în așa fel încât au făcut din credință ceva care netezește valea asta. Numai bine să ne fie prin credință. Rolul credinței nu-i să ne scape de valuri, dragii mei, ci să facă valurile cu putință de trecut. Asta e rolul credinței. De aceea vezi oameni supărați când se roagă și nu se vindecă. Când se roagă și problemele nu se rezolvă. Știți cum zice apostolul Petru? Uită-te, Doamne, la amenințările lor și dă putere robilor tăi. Logica rugăciunii ar fi fost, uită-te la amenințări și dă-le la o parte. Dar zice Petru, problemele lasă-le acolo, Doamne. Numai dă-ne puterea cât problemele. Cu cât crește valul, cu atât să crească puterea. Noi adunările de astăzi cerem putere, dar nu-s valuri. Și ce să facem cu puterea? Să facem circ? Avem noi niște valuri, că unul e mofturos în adunare, sunt chestiuni din astea de preferințe socio-religioase, nu-i drag de nasul meu și atunci nu mai vine. Dar nu asta e Biserica lui Hristos, dragii mei. Nu ăsta e rolul credinței. Și de aceea, în seara asta, pentru baptiști, penticostali, frați ortodoxi sau catolici, ne supunem credința la un test. Ar fi extraordinar la final să spunem, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat credința care vine din cer, credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dacă nu uit la final, într-un minut putem să o prezentăm. Dar deocamdată aș vrea să prezint trei false credințe care suprimă adevărata credință. S-ar putea să ai una din ele, două sau chiar trei. Și seara asta să afli că de fapt ce ai în mână e un fiasco. S-ar putea să-ți dai seama că e aurul nebunilor, că nu-i nimic valoros. Ai așa sentimentul că, frate Nistor, îți spun acum că dacă Domnul vine seara asta, nu o să vă ceară registru de membri. Că El vine cu registrele Lui. Imaginați-vă că va deschide seara asta cartea gândurilor. Imaginați-vă că vor fi deschise cartea vorbelor. Abia într-un târziu cartea vieții. Dar cum ar arăta cartea gândurilor dacă Dumnezeu ți-ar proiecta gândurile gândite de azi dimineață? Ce ai gândit despre seara asta de evangelizare? Imaginați-vă că la gânduri am pune și cuvinte rostite de azi dimineață și apoi și fapte, cam la ce ne-am uitat. Toate cărțile astea vor fi deschise.
De aceea e extrem de valoros și extrem de important în seara asta să ne evaluăm credința. Credința aceea care transformă radical, credința aceea care ne face să semănăm cu El în gândire, în vorbire, să putem ierta, să putem răbda. Pe vremuri să cânta o cântare, neprihănită dragoste din tâi, eu nu pot fără tine, nu pot iubi, nu pot răbda, nu pot cunoaște pacea ta de nu rămâi în mine. Mă rog să putem răbda, mă rog să avem puterea să putem ierta, să iubim ca El, să fim o manifestare a împărăției Lui. Și poate vă întrebați, uitându-vă în epistola lui Iuda, și cum ne ajută Iuda, cum ne învață Iuda să ne evaluăm adevărata credință, aia dată sfinților odată pentru totdeauna? Și cum am putea să ne dăm seama dacă avem o credință falsă în mâinile noastre și în inima noastră? Felul în care Iuda construiește lecția aceasta este oferind trei personaje vechi testamentale, exponenți ai falselor credințe. Și el ne spune în versetul 11 despre cei ce s-au strecurat printre noi. Oamenii aceștia târâți de visările lor, oamenii aceștia care batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, zice versetul 11 mai întâi că este o cale pe care n-ar trebui să ne ducem și o credință pe care n-ar trebui să o adoptăm vreodată, este credința cainică. Și zice Scriptura, vai de ei că ce-a urmat pe calea lui Cain. Cum e credința asta cainică? Și cine n-a auzit de Cain? Cain apare pe scena omenirii ca fiind primul băiat lângă Abel a primei familii, Adam și Eva. Ce se consemnează despre Cain și Abel în Scriptură este că amândoi într-o zi s-au hotărât să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu. Nu știu care este nivelul de cunoștințe, care era nivelul de cunoștințe în vremea aceea privind jertfa înaintea lui Dumnezeu, dar amândoi s-au dus înaintea Domnului și Domnul lămurește ce apreciază El în jertfa pe care o aducem înaintea Domnului. Apoi Biblia consemnează că Dumnezeu s-a uitat la Abel și la jertfa lui. Și apoi zice că Dumnezeu s-a uitat la Cain și la jertfa lui. A primit cu bucurie jertfa lui Abel, dar a respins jertfa lui Cain. Și a respins jertfa lui Cain cu un comentariu: Cain, dacă faci răul, păcatul te pândește la ușă, te va prinde într-o zi și te va omorî. Cum e credința asta cainică, calea asta lui Cain, pe care n-ar trebui cineva să meargă vreodată? În primul rând, credința asta cainică, care suprimă adevărata credință, este o credință duplicitară. Este sfântul din biserică și demonul de afară. Este omul acela în stare să-i dea de toate lui Dumnezeu la altar, dar niciodată să-ți se dăruie pe sine. Apostolul Pavel zice în Romani capitolul 5, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Oameni care îi dăruie lui Dumnezeu, dar nu se dăruie pe sine. Ar fi dispus să dea toată cheltuiala adunării, dar nu-s dispus să se dăruie pe sine lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Cain: Cain, jertfa e bună, e frumoasă, e ca lui Abel, dar e mizerabil jertfitorul. Că atunci când Dumnezeu analizează jertfa, cântarea este o jertfă, predicarea este o jertfă, milostenia este o jertfă, a face slujbă în casa Domnului de orice fel este o jertfă. Dar când Dumnezeu analizează jertfa, o analizează prin prisma jertfitorului. Și Dumnezeu se uită la Cain, la calea lui Cain și zice: Cain, tu ești un om cu o viață dublă. Tu ești unul la altar, dar tu faci răul în afară. În biserică toată lumea se echipează frumos, toți arătăm bine. Sentimentul pe care îl ai este că toată adunarea este la picioarele Domnului. Însă Dumnezeu zice, estimarea, evaluarea se face afară, nu aici. Dumnezeu zice, tu ai jertfit exact ca Abel, nu-i devine jertfa. Devine jertfitorul care are o viață dublă, credința cainică.
E credința aceea care dă toți banii la biserică, dă tot ce vrei pentru biserică, dar nu s-a dăruit pe sine. Și noi cântăm cântarea: Doamne, mă predau asie cu întreagă viața mea. Eu te voi iubi într-una, în prezența ta voi sta. Și refrenul cântării, care afișează așa leitmotivul cântării, este: ție mă predau, ție mă predau, cu ființa mea întreagă, ție mă predau. Credința autentică, înainte să dai orice, să te dai pe tine lui Dumnezeu. Dar nu știu cum am dobândit din teologia populară românească că a avea credință înseamnă a avea și a da. Nu, a avea credință înseamnă a fi. Și dacă n-am nimic. Așa că am schimonosit și am distorsionat ideea de binecuvântare. Și binecuvântare numai să avem. Și toți spunem: mi-o da Dumnezeu, m-o binecuvântat Dumnezeu, m-o binecuvântat Dumnezeu. Dar când te uiți la cel binecuvântat, el e tot mai schimonosit. El n-are chipul lui Hristos. Biserici binecuvântate, dragii mei, cu de toate. Îl lăudăm pe Dumnezeu că nu stăm între niște cartoane pe o scară de bloc, dragii mei. Că avem pernă sub cap și acoperiș deasupra capului. Dar răii lumii, să știți că au mai mult decât toți noi la oaltă. Și asta nu e o dovadă extraordinară a binecuvântării. Binecuvântarea mai întâi înseamnă să fii, să seamăn cu El, că ăsta e dezideratul cerului, că pe aceea pe care i-o chemat, i-o cunoscut și o proslăvi mai dinainte, i-o și socotit mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, să semănăm cu El. Simțiți cum semănați cu fiecare an care trece cu El? Sau înregistrăm un regres în asemănare? Cineva plecat din Nepos de mulți ani m-a întâlnit undeva și am spus: eu sunt din Nepos. Și s-a uitat la mine și a spus: tu ești al lui Lucreția? Că și-o cheamă pe mama. Și am spus: da, nasul tot e al lui mama ta. Că purtăm amprenta celui care ne-a născut, dragii mei. Și vecinii mei, după un an, doi ani, 10 ani, 20 de ani, ar trebui să vadă cum seamăn cu Hristos mai mult și mai mult. Manifestarea Lui, iubirea Lui, iertarea Lui, credința cainică e mare pagubă, dragii mei. Nu numai că e o credință duplicitară, că e sfântul din adunare și demonul de afară. Că oamenii au uitat că noi suntem chibot, că noi suntem purtători ai Lui Dumnezeu, nu doar la biserică. Și când ne ducem la locul de muncă, și în trafic. Da, când dai fleșuri și clansoane, ca și cum ți-ar fi cumpărat taică-tot drum. Da, și acolo ai pus peștele pe mașină și oamenii ajung să creadă că ești pocăitul lui pește, pur și simplu. Că nu știi ce înseamnă regula bunului simț. Așa se întâmplă când credința nu e autentică, când viața e duplicitară. Dumnezeu se uită la Cain și spune: Cain, jertfa-i bună. Fii atent la jertfitor, Cain. Credința autentică transformă, nu schimbă părul lupului, ci schimbă lupii în ei. Aia e credința autentică. De aceea un mare lup, Saul din Tars, ducându-se pe drum să caute miei lui Dumnezeu, pe drumul Damascului s-a întâlnit cu mielul lui Dumnezeu. Și când s-a întâlnit cu mielul lui Dumnezeu, el primul a devenit un miel. Și Abel cântă o cântare la biserică și a fost Iisus un miel, ca să aibă în cer toți mieii un păstor. De aceea ne-a trimis ca niște miei în mijlocul lupilor. Seara asta, dragii mei, e o chemare la o credință autentică, pentru că riscul e să ai o credință cainică. Credința cainică nu doar că e duplicitară, este și plină de o invidie teribilă. Cain n-a rezistat la faptul că Abel a fost acceptat și el a fost respins. Așa că într-o zi s-au dus la câmp amândoi și Biblia consemnează că ce au făcut? Un moment de rugăciune? Așa scrie în Biblie la dumneavoastră. Că l-a chemat Cain pe Abel pe câmp să facă un timp de rugăciune? Sunt tot mai rari oamenii ăștia, dragii mei. E foarte greu să porți o discuție din Biblie cu un frate din biserică. E incredibil ce zicem, dar asta e adevărul. Discutăm despre orice. Acum că toți suntem în campanie, discutăm despre asta. Cineva mi-a spus, am fost la o înmormântare, sora care murise a fost un mare model în adunare. Și mi-a spus că atunci când cineva încerca să bârfească pe un alt om, frate din biserică, ea răspundea: în Biblia mea scrie să mă rog pentru oameni, nu să vorbesc despre ei. Fantastic.
Credința cainică e și stăpânită de un duc de invidie. Cain îl omoară pe Abel, îl îngroapă și apoi se întoarce de acolo și are o atitudine stil românesc. Domnul întreabă, zice, unde-i fratele tău? Că sângele lui strigă din pământ la mine. Ce zice Abel? Abel zice, e treaba mea asta? Nu-i treaba mea. Fiecare cu lui. Dumneavoastră, ați fi curios de pildă să sunați în seara asta un frate care nu-i la adunare? Să-i spui, știi, m-am uitat în adunare, nu erai acolo. S-a întâmplat ceva sau care-i? Noi ce zicem? Fiecare cu lui. Numai că în Biblia mea scrie că trebuie să ne învățăm și să ne îndemnăm și să ne sfătuim și asta câtă vreme se zice astăzi. Credința cainică e mare pagubă, deci că este o credință duplicitară, o cale a duplicității, este o cale a invidiei. Invidia este un fenomen care mutilează pur și simplu, îți dă nopți de coșmar. Invidia e sentimentul acela când treci prin parcare și vezi mașina mai bună ca a ta, îți pornește ceva din stomac și apoi zici ceva în vârtie. No, aia e invidie. De ce nu trăiți dumneavoastră liniștiți? Tipic românești, da. Imediat are un dosar de DNA. Ceva ai putred în dane, cu citate din astea ne ducem. Trăiți liniștiți, dragii mei, credință cainică. Mare pacoste invidia asta. Un om s-a dus să spovedească la preot și preotul l-a întrebat dacă a bârfit. Și el a zis, da, nu știu ce înseamnă bârfă, ce înseamnă bârfă. Și el a spus, uitați, până să vă explic ce înseamnă bârfă, vă duceți acasă, luați o pernă plină, vă duceți pe casă, tăiați fața pernei și dați drumul la puf să zboare. Și omul s-a dus și a făcut asta, s-a dus la preot și a spus, am făcut asta. Și a zis, no, acum du-te, adună puful. Păi eu zis, păi cum, o zburat între noi, asta e bârfă, a zis. No, asta e bârfă. Cain nu numai că are viața, credința duplicitară, nu numai că e plină de invidie, dar vă rog să uitați, să țineți minte cum finalizează. El în loc să aibă o credință care să-l apropie de Dumnezeu, Biblia consemnează că Cain a sfârșit în țara Nod, care înseamnă fugă departe de fața Domnului. O credință care în loc să te apropie de Dumnezeu, e o credință care te duce tot mai departe de Dumnezeu. Așa se face că în umbletele mele, în conferințe de tineret sau de familie, este aproape imposibil să nu primesc întrebarea asta. Frate Marcel, avem voie să bem? Le răspund uneori la tineri sau de cele mai multe ori, mă, voie poate că am avea, dar n-avem nevoie. Și apoi, cum poate un om cu Biblia în mână să mă întrebe, frate Marcel, cât de departe ne putem duce de Domnul? Scrie în Biblie că să ne ducem un pas, doi pași, aia avem voie, scrie. Și cu Biblia în mână, în loc să se apropie de Dumnezeu, să departă de Dumnezeu. Nu m-a întrebat încă nimeni, frate Marcel, nu știu ce se întâmplă, că a venit un duc peste mine și tot citesc în Biblie de dimineața până seara, ai voie? Cât avem voie? Tăt, mă rog, acum de aseară nu mă mai pot opri. Oare ce se întâmplă, frate Marcel? Nu-i prea mult? Nu mă întreabă nimeni așa ceva. Dar te întreabă dacă are voie să bee. Nu voie, nevoie. Poate un om duhovnicesc să aibă asemenea doruri și asemenea pofte? N-ar trebui lucrurile Duhului să fie între priorități? În timp ce cu aceeași Biblie în mână unul se înstrăinează de Dumnezeu, altul cu Biblia în mână întreabă cât de aproape poate veni de Dumnezeu. Și în seara asta despre asta e vorba, că dacă vrei te poți face una cu El, că vii rob în casa Domnului, dar te poți duce slobod, să-L poți cunoaște seara asta la frângerea pâinii acasă. Nu, seara asta nu e despre un spectacol religios. Seara asta e vorba despre credința aceea care ne aduce până ne facem una cu El, că ar fi dispus să vină la noi acasă. Cum zice Iair, Doamne, hai până la noi acasă, chiar Tu hai până la noi acasă. Credința cainică este deci un dezastru extraordinar și prin finalitatea ei. Pavel zice, eu alerg, dar alerg pentru premiu. Dumneavoastră ați luat premiu dacă s-ar da premiile seara asta. N-am văzut niciun coleg de clasă de când am intrat la școală până am terminat școala să vină în ziua de premiere unul care e 4-50 pe linie.
Ăștia săia care zice 50 de sutimi îmi dă profesor. I-ați văzut vreodată la premiere cu vreun buchet de flori? N-am văzut așa ceva. Dar cum vă puteți imagina că în cer ne-am putea duce în ziua premierii cu o credință cainică? Când Domnul a zis, când va veni El, va găsi oare credință? Credința cainică, dragii mei, mare bai, știți de ce cu ea? Pentru că îi calcă în picioare pe alții. Credința autentică se zdrobește pe sine. Ne vom uita la Core, ce a făcut Core. Dar deocamdată, mă rog Dumnezeu să vă ferească de credința cainică și să vă dea credința aceea autentică, în care înainte să-i dați ceva, să vă dăluiți pe dumneavoastră lui Dumnezeu. Apoi Iuda zice, cei ce s-au strecurat printre noi și strică credința, conștient fiind diavolul că dacă ne ia credința, ne-o lua tot. El ne lasă înainte cu programe, cu biserici, cu tot felul de stări, numai ne strică credința, așa încât să n-avem putere. Ne trezim la poala muntelui cu situații concrete în față și nu putem. Oameni pe care te duci în biserică să încerci să mediezi un conflict și să încerci să restaurezi relația aceea și iau spunând, nu pot, nu poate. De ce n-avem putere? Să uite la altul care tot citește în Biblie, dar el nu poate. Să uite la altul care tot cântă, dar el nu poate. Seara asta e despre dăruirea noastră totală lui Dumnezeu. Dacă sunt aici frați și surori care de mulți ani călătoresc ca membri în biserică, deși am aflat că biserica e relativ tânără ca entitate separată aici, mă rog în seara asta Dumnezeu să vă binecuvinteze cu puterea să spuneți, Doamne, ți-am dat de toate, dar am uitat să mă dărui pe mine. Doamne, mă dăruiesc pe mine, ia-mă în mâna Ta, așează-mă în căușul palmei Tale și păstrează-mă pentru cer și pentru împărăția Ta. Și când sunt al Domnului, dragii mei, și când tronează El, atunci lucrurile sunt relativ ușoare în viața de credință. Când eul nostru e prea mare, că nu ne-am dăruit, atunci ne dăm de toate lucrurile. Iuda merge mai departe și zice despre credința care, despre procesul de stricare al credinței, credința autentică, nu numai că e asediată de credința cainică, a oamenilor care dau lucruri, dar nu se dăruie pe sine, dar este și credința balaamică. Balaam apare pe scenă în numărul 22. El apare pe scenă cu ocazia invaziei lui Israel asupra Moabului. Suntem în vremea aceea când Israel pornise din Egipt. După 40 de ani au ajuns la granițele Moabului. Moabiții sunt descendenți ai lui Lot, din incestul lui Lot cu fetele lui. Moabiții sunt totdeauna expresia răului. Despre ei Dumnezeu a spus să nu-i nimiciți pe moabiți. Lăsați-i să fie o trâmbiță în istorie. Să știe toată lumea și toată istoria cine face ca Lot, așa va ajunge. Și acum Balaam este un ghicitor din vremea aceea, chemat de Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, să blasteme poporul. Când l-au trimis după Balaam, a fost trimis o delegație care a dus cu ea daruri și tot felul de oferte pe care să îi le facă ghicitorului chemat să blasteme. Balaam zice, eu am auzit tot ce a făcut Dumnezeul lui Israel. Nu mă pot duce, nu mă pot pune cu Dumnezeu. Contraoferta a fost dublată de darurile pe care Balaam le-a trimis. Când Balaam a fost înconjurat de darurile lui Balac, împăratul Moabului, a cedat și s-a dus pe drumul acesta al credinței balaamice, o cale extrem de periculoasă. Balaam este expresia omului care merge după Dumnezeu, nu pentru cine este Dumnezeu, ci pentru ce dă Dumnezeu. Oameni care își vin la biserică ca să le dea Dumnezeu. Oameni care n-au altă motivație în a-L urma pe Domnul, numai ca să le dăie Dumnezeu. De aceea să și pocăiesc unii oameni ca să le dăie Dumnezeu. Și apoi să îmbolnăvesc imediat ce s-o pocăit și să lasă de toate, că e ca și cum Dumnezeu nu-i cinstit. Credința balaamică. Omul care merge, dar interesat nu de Dumnezeu, ci de ce dă Dumnezeu. În Ioan, capitolul 6, este o predică, o predică a Domnului Hristos. Este o predică un pic mai tăioasă. Domnul predică acolo despre Sfânta Împărtășanie.
Și el zice, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine în împărăția lui Dumnezeu. Și mare parte dintre ucenici îl părăsesc sub pretextul acesta că vorbirea e prea de tot. Vorbirea trebuia înțeleasă în sensul duhovnicesc. Ei au luat fizic expresiile Domnului și, într-adevăr, vorbirea a fost prea tare. Domnul se întoarce spre cei care au rămas și le zice, voi nu vreți să vă duceți. Și apostolul Petru face o mărturie grozavă. Zice, Doamne, noi n-am rămas lângă Tine pentru că ne dai. Noi n-am rămas lângă Tine pentru că ne iei. Noi am rămas lângă Tine pentru că am ajuns la cunoștința și credința că Tu ești. Tu ești Hristosul, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și indiferent dacă noi avem sau n-avem, pentru cine ești, noi Te onorăm pe Tine și de aceea mergem după Tine. Indiferent dacă voi fi sănătos sau bolnav, indiferent dacă pruncilor mei o să le meargă bine sau nu, El rămâne Dumnezeu. Cum zice Psalmul 90, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Habacuc zice în 3:17, chiar dacă nu o să mai fie nimic în grajduri, o să moară tot ce înseamnă viață. Vița nu o să dea rod, nici măslinul nu va înflori. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dumneavoastră v-ați putea bucura fără nimic? Sau ca Iacov de mult, o îi spuneți lui Dumnezeu, Doamne, am plecat într-o călătorie. Dacă ai să fii cu mine să-mi dai haine să mă îmbrac, apă să beau și hrană să mănânc, atunci o să fii Dumnezeul meu. Dar dacă nu-ți dă? Ce te faci în mijlocul furtunii dacă Dumnezeu nu o liniștește? Ce se întâmplă? După Dumnezeu ne ducem pentru că El este, dragii mei. Dar s-a strecurat printre noi Evanghelia prosperității. Și ce o zis Evanghelia prosperității? Că dacă vii după Domnul, pământul e a Domnului cu tot ce-i pe El. Și dacă e a Domnului cu tot ce-i pe El, înseamnă că poate să-ți dăie și ție din belșug. Ba cineva a mers atât de departe încât a spus că dacă n-ai 50.000 de euro în cont, nici nu ești creștin. Dar creștin înseamnă să ai sau să fii? Înseamnă că Petru, săracul, Petru e departe de creștinism. Apostolul Pavel zice în Filipeni 3, eu pentru el am pierdut tot. Și de ce le-ai pierdut toate? Numai ca să-L apuc pe Hristos. Hristos nu-i nume, e funcție. El este unsul, El este Mesia, El este trimisul. Cel care a venit în lumea noastră nu să ne dăie, ci să ne facă. De aceea ni se spune tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul nu să aibă, ci să se facă, să fie copii ai lui Dumnezeu. Dar a venit credința balamică și a zis că Dumnezeu zice și să face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. De ce să fii bolnav când Dumnezeu poruncește? Și cu toate acestea, Biblia deconspiră starea în care trăiau sfinții istoriei. Ei de care lumea nu era vrednică au pribegit în crăpăturile pământului, plini de boli, îmbrăcați în piei de oaie și de capră. Ei de care lumea nu era vrednică. Nu că El nu poate să ne vindece, dragii mei. Chiar avusesem zilele acestea o discuție pentru că cineva pusese întrebarea asta. Fraților, Dumnezeu se schimbă? Nu, îi același totdeauna? Da. Atunci de ce să nu facem cu tare, să se vindece cu tare, dragii mei? Dumnezeu e același, numai că trebuie să mai punem o întrebare. Lucrează în toate timpurile din istorie la fel? Mai zice Dumnezeu astăzi să fie pământ și să mai face? Nu. Mai zice Dumnezeu să crească pe pământ? Nu, trebuie să semănăm și cu trudă să ne câștigăm. Mai trece umbra cuiva peste vreun bolnav și să vindecă? Nu! Că într-un fel a lucrat Dumnezeu la creație, într-un fel a lucrat Dumnezeu când a așezat temelia bisericii și altfel lucrează Dumnezeu când își zidește biserica. Să schimbă Dumnezeu? Nu să schimbă! El este același ieri și în veci, cum zice Iacov, în El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Dar Dumnezeu nu lucrează la fel în toate etapele istoriei. Și nu-i de vină Dumnezeu când nu ne vindecăm noi, dragii mei. Nu asta e prioritar la Dumnezeu. Deși credem din toată inima că Dumnezeu poate să vindece un om, indiferent ce boală ar avea, după cum am și experimentat tot felul de stări de vindecare. Dar asta nu înseamnă că facem din asta un scop, nici o rațiune a lucrării bisericii, dragii mei. Biserica e preocupată de vindecarea sufletelor oamenilor,
Chiar aseară discutam la seară de rugăciune cum o fi murit oare Lazar din Betania, cel înviat odată de Domnul. Domnul nu ne mai zice nimic. O murit și a fost îngropat. Și atât. Nu mai știm nimic despre el. Credința balamică este o credință care mai este depistată în istorie și în vremea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos înmulțește pâinile, oamenii mănâncă și apoi Domnul trece dincolo Marea Genezaret sau Marea Galilei și mulțimile a doua zi vin și îl găsesc și îl întreabă: învățătorule, când ai venit aici? Și Domnul, în loc să zică aseară sau dimineață, zice: adevărat, adevărat vă spun că voi veniți după mine nu pentru că ați văzut semne și minuni. Dar care era rolul semnelor și minunilor? Rolul semnelor și minunilor era să adeverească că El este Dumnezeu. Cum zice Ioan în 20:30-31, zice că Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea asta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus, cel istoric, fiul Mariei și al lui Iosif, El este unsul, El este Hristosul, El este trimisul și crezând să aveți viață în numele Lui. Voi veniți după mine nu pentru că ați văzut semnele care atestă divinitatea mea, nu veniți pentru cine sunt, veniți pentru că ați mâncat ieri din pâinile alea și v-ați săturat. Și a zis mere meară după el că e rostiară de o mâncare bună. Am o întâmplare pe care tot o povestesc pe unde ajung. O familie care s-a rugat pentru băiatul lor să ia bacul. Bacul, știți că dă dureri de cap, mai ales la leneș, la trântor, dă dureri de cap grozave. Și au postit ei zi de jertfă că băiatul lor mergea la bac. Și au postit și zice, au postit și cuscri care nu-s pocăiți, zice, și toată lumea au postit și ăsta a luat 3,50. Le-am zis, dragilor, dacă îmi spuneți mie înainte, eu vă spuneam să nu postiți. Că Dumnezeu nu se tăgăduiește pe sine, leneși n-au nicio promisiune în Biblie. Cum să binecuvinteze Dumnezeu trândăvia la băiatului vostru? Voi trebuia să postiți 4 ani ca leneșul ăsta să învețe. Dar voi ați luat iPhone și apoi el a stat tot acolo. Păi acolo nu a stat pe matematici. Păi normal că o 350 o luat mult cu indulgență. Așa că, dragii mei, ăștia sunt oamenii care se duc după Domnul ca să le dăie. De aceea când te doare ceva în coste, așa vreo 3 săptămâni, nu mă vezi că tăți vin la biserică, până atunci n-au venit. După masa niciodată nu i-ai văzut, joia deloc sau peste săptămână. Numai când îi vezi pe tăi să-și știi că s-a ridicat un val și vin când se stinge, iar nu mai vin. Dar nu e ăsta rolul credinței, asta credință balamică. El nu vrea să mergem după El pentru că ne dă, ci pentru că El este. Seara asta aș vrea să ai liniștea, încrederea, să te rogi, cum s-o rugat ieri, Doamne, hai la noi acasă. Doamne, noi nu vrem ce ne dai, noi te vrem pe Tine, dătătorul tuturor darurilor. Te vrem pe Tine, Cel care ne dai pâinea, pe Tine, Cel care ne dai sănătatea. Că dacă ești Tu acolo, Doamne, și când nu mai avem pâine, și când nu mai este sănătate. M-am plecat pe genunchi ca să pot trece dincolo de val. Credința balamică îi pagubă mare și prin finalitatea ei. Știți cum moare Balam? Balam moare cu o dorință, zice Balam, o de aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să-mi fie ca a lor. Adică cum? Să trăiești cum te tună capul și să sfârșești ca un neprihănit? Păi sfârșim cum am trăit, dragii mei. De aceea e ferice, zice Scriptura, de morții care mor în Domnul. Dar de ce mor ei în Domnul? Că acolo trăit. De-aia murim noi în România, că aici trăim, de-aia murim în Nepos, că acolo trăim. Dar a venit o evanghelie, o formă de credință, că nu e important cum trăiești. Că nu e important ce ești. Și oamenii adoptă credința asta balamică, zice, și-o stricat credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința, calea asta lui Balam, e pagubă că sfârșești cu o dorință neîmplinită. Aș vrea să sfârșim toți de sfârșitul celor neprihăniți. Că sfârșitul celor neprihăniți aprinde o nădejde eternă care va culmina cu afirmația asta a Domnului în eternitate: rob bun și credincios.
să fiți foarte atenți ce vă spun acum, indiferent ce o să se întâmple în biserica dumneavoastră și cât impact o să aveți în Sibiu și în zona asta, să știți că Dumnezeu răsplătește nu succesul, ci credincioșia. Vă rog să rămâneți credincioși lui Dumnezeu, indiferent de ce s-ar întâmpla. Asigurați-vă că nu ați dobândit credința cainică, care e o credință duplicitară. Omul sfântul de aici și demonul de afară, dominat de o invidie înspăimântătoare. Nu-i jertfa mai importantă decât jertfitorul. Astea merg la pachet, dragii mei. Înainte să se uite Dumnezeu la ce-i dau, să uită la mine dacă m-am dăruit lui Dumnezeu. 2. Credința balamică sau calea lui Balaam, vai de ei că au apucat pe căile astea, zice Biblia, și au adoptat credința balamică, este credința care te duce după Domnul pentru că El dă, nu pentru că El este. Pe vremuri când oamenii fugeau din țară, cei mai mulți la Belgrad, în fosta Iugoslavie, se duceau la Belgrad, știți cum se zice că se făcea selecția duminică dimineața? Steaua Roșie Belgrad juca fotbal la Belgrad, era echipa de căpătâi a Iugoslaviei. Și dimineața veneau două autobuze în curtea lagărului unde erau toți românii. Și se spunea, unul din autobuze merge la biserică, celălalt autobuz merge la stadionul Steaua Roșie Belgrad. Fiecare urcă unde vrea să meargă. Și se zice că cei care urcau în autobuzul pentru Steaua Roșie Belgrad veneau până în Timișoara. Că toți ziceau că au trecut acolo, că sunt opresați în plan spiritual, religios, și că din pricina presiunii religioase, de aceea au fugit din țară, așa declarau acolo. Și apoi, dacă duminica îi trebuia să meargă la Steaua Roșie Belgrad, îi vai de spiritualitatea lui. Oameni care n-au valori, oameni care au mai degrabă aurul nebunilor decât credința autentică. Și Iuda zice, mai este o cale periculoasă, credința coreică. Pe Core o să-l găsiți în Biblie la numeri 16. Core este o căpetenie a lui Israel, lângă Datan și Abiram, trei căpetenii din Israel. Într-o zi s-au revoltat. S-au revoltat sub pretextul dorinței de a sfinți poporul. Și s-au dus cu următoarea afirmație la Moise. Numai voi doi sunteți sfinți, adică tu și Aron, tot poporul e sfânt. Este credința coreică, este credința afirmării de sine. Cântați cântarea, sunt un bulgăr de nimic, eu zic să o cântați de mâine atunci sau din seara asta. Dorința asta de înălțare, ați observat că prin holuri copiii noștri, eu am 5 copii, ați observat că pruncii noștri doresc să se încalțe cu ce păpuci? A fraților mai mici? Nu! Cu bocancii lui tata se încalță băieții și fetele numai apar în cameră cu pantofii cu toc al lui mama. Deși este infantil gestul potrivit vârstei, dar știți ce în spatele lui? Dorința de înălțare. Adică Abel vroia să fie mare când era mic, de aia se încălța cu păpucii mei. Invers nu mai poți. M-aș fi încălțat cu păpucii lui la 7 ani, să mai devin odată copil. Aș fi vrut să-i spun atunci, nu te grăbi, Abel, că iată au venit anii. Dorință de înălțare. Credința coreică este credința afirmării de sine. Oameni care nu-s de acord cu nimic, oameni care ar adopta credința, dar numai dacă se văd ei. Cântarea pe care am amintit-o, știți ce spune? Sunt un bulgăr de nimic. Sunt un strop de rouă în soareș. Și fiți foarte atenți proporționalitățile cum operează. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Dar am adoptat credința coreică. Nativ în noi nu stă dorința de smerenie, ci mereu, mereu suntem hăituiți de dorința de înălțare. Seara asta, dacă nu te pocăiești și nu adopți credința autentică, e numai pentru că ești prea mândru. Nu-ți dă pace aroganța, stima exagerată de sine. Aș vrea seara asta să te faci mic, să lași pe Dumnezeu să opereze în viața ta. Oameni care nu doresc să se smerească înaintea lui Dumnezeu și apoi îi smerește Dumnezeu într-un mod chirurgical și apar dureri și dezamăgiri. Mai bine plângem un ceas în seara asta cu Domnul în părtășie
decât atunci singur rămași să plângem o veșnicie. Credința care mântuie e credința care se dăruie pe sine. Doamne, aș vrea să-ți dau inima mea, să spun și eu ca Toma de mult, Domnul meu, Dumnezeul meu, te rog să stăpânești în viața mea. Aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, și dacă nu ne-ai dat nimic, ne smerim înaintea maiestății tale, suntem uimiți nu de ce ne dai, suntem uimiți de cine ești. Ne proșternem ființele înaintea maiestății tale, a grandorii tale. La urma urmei, ce suntem noi? O mână, un boz de țărână. De ce ne-am rușinat de Domnul? Să adoptăm calea asta periculoasă, calea asta lui Balaam, să mori cu o dorință neîmplinită, să sfârșești alergarea într-un mod dureros. Nu-i mai bine să spun lui Dumnezeu, Domnul meu, Dumnezeul meu? Petru îi zice odată Domnului, Doamne, noi am lăsat tot și am mers după Tine, Te-am urmat, pentru că știam cine ești. Doamne, ce o să avem în veșnicie? Domnul zice, însutit aici, frați și surori, și în via cu viitor, mântuirea sufletului. Nimic nu-i mai valoros decât mântuirea sufletului. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Și cum să folosești credința în avantajul tău? Afirmare de sine. Mereu, mereu dorința de mărire, ca la Core. Știți cum a murit Core? Credința Corei că e mare pagubă, nu numai că face dezbinare într-o biserică, nu numai că îi răstignește pe toți pentru propriul lui nume. Nu doar atât, dragii mei, a murit fără prohod. S-a crăpat pământul și o înghiță de vii. Au murit de toți vreo 14.000 de oameni, ca a doua zi poporul s-a revoltat spunându-lui Moise, voi omorâți poporul lui Dumnezeu, și au mai murit 10.000. Că un om dornic de înălțare, dragii mei, nu numai că își pregătește propria moarte cum nu trebuie, dar produce efecte colaterale în cascadă. Un om de dorința de înălțare omoară o biserică, îngroapă planurile unei biserici. De aceea, seara asta ar trebui să ne smerim cu toții, Doamne, nu binele meu personal primează într-un popor, ci proiectul mare al lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu, și dacă asta înseamnă suferință pentru mine. Lepădați credința cainică, balaamică, coreică și luați credința dată sfinților odată pentru totdeauna, aceea care ne ajută să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, aceea care ne ajută să mergem după Domnul, că El este. Cine ești Tu, Doamne? Cine zic oamenii că aș fi eu? Tu ești Hristosul. Și din pricina faptului că Tu ești Hristosul și nimeni altul, n-am să mă duc vreodată după un străin. Este și o cântare superbă care chiar așa spune, să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. Nu știm dacă ne-o mai vedea. Da, noi o să păstrăm legătura și să discutăm încotro să duce biserica niște. Care e credința care o adoptă biserica? Că dacă seara asta ne-am îmbrăcat cu sac și cenușă și ne-am smerit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-ar face parte de har. Dacă rămânem mândri, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Am ajuns la cunoștința aceasta și la credința asta că toți oamenii care au căzut, înainte să cadă în păcate grozave, mai întâi au fost dominați de mândrie. Și stăpâniți de mândrie, s-au trezit că l-au pe Dumnezeu împotrivă. Și grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Hai să ne dăm întâlnire. Am citit despre vorba că el a fost din seminția lui Beniamin. Era evreu de origine, din seminția lui Beniamin. Când Partidul Comunist a organizat prima adunare generală prezidată de Petru Groza, au fost invitați toți conducătorii cultelor religioase din România și a fost invitat și Wurmbrand. Acolo a fost ovaționat părintele socialismului Lenin și apoi la rând și Stalin și ceilalți. Și Sabina Wurmbrand i-a spus lui Wurmbrand, Ricard, n-ai vrea să te ridici să-L înalți pe Hristos în adunarea asta?
Și el a spus, aș putea să fac asta, dar ai rămâne fără soț. La ce bun un soț laș? Răspuns Sabina. Vorbea s-a ridicat, s-a dus la tribună, l-a înălțat pe Hristos ca rege și stăpân. Apoi, în viitorul nu foarte îndepărtat, comuniștii de atunci au făcut un dosar. I-a și-a dat seama. I-a spus soției lui, Sabina, se pare că mă vor lega și nu știu dacă ne-o mai vedea. Dar dacă nu ne mai vedem pe pământul ăsta, hai să ne dăm întâlnire, a spus el. Eu sunt din seminția lui Beniamin, a spus Bogdan. Dacă nu ne mai vedem pe pământul acesta, te aștept la porțile lui Beniamin în noul Ierusalim. Într-o zi, cu lanțul la mâini și la picioare, când s-a citit rechizitoriu, s-a rostit sentința de 20 de ani de muncă silnică, închisoare cu muncă silnică. Vorbeam s-a întors spre Sabina, care era acolo, și i-a spus, Sabina, ne vedem la porțile lui Beniamin, că sfârșitul nu e aici. Numai aparent se termină totul aici, dar pentru cei ce au credință pentru mântuirea sufletului, lucrurile abia încep. Hai să ne dăm întâlnire. Eu nu sunt din seminția lui Beniamin, eu prin credință sunt din neamul lui Hristos. Trag nădejde să mă întâlnesc cu toți acei care îl înalță pe Hristos mai presus de orice ne-ar da El. Toate bunurile noastre, oameni care au dispoziția și curajul să se facă mici ca să fie El mare. Și la vremea Lui El te va înălța, rostind cele mai extraordinare cuvinte. Rob bun, slugă bună și credincioasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă asta e seara ultima pe care o avem și apoi va începe veșnicia, cum ne vedem acum aici? Să ne putem vedea la porțile eternității, ascultând cel mai extraordinar mesaj din partea Domnului. Numele Lui să fie înălțat și inimile noastre îmbărbătate. Amin. Amin. Haideți să cântăm o cântare și apoi vreau să rostesc o rugăciune și să încheiem apoi cum va gândi pastorul dumneavoastră seara aceasta.